Potrivit specialistului în sănătate din cadrul primăriei Capitalei, Boris Gâlcă, numărul copiilor internați în spitalele din municipiu este în scădere. Avem o tendință fermă de descreștere a incidenței și a numărului de teste pozitive depistate zilnic. La spitalul Valentin Ignatenko au fost deja închise două secții, sau au revenit, de fapt, două secții la profilul pediatric respectiv. Avem suficiente locuri pentru internare. Probabil astăzi va fi închisă și cea de-a treia secție COVID de la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko. Astfel, instituțiile medicale din capitală revin la prestarea serviciilor medicale din toate domeniile pediatrice. Avem doar această presiune care ați menționat-o și dumneavoastră cu cazurile critice la adulți. Ca număr general, cazurile la adulți nu sunt atât de multe, sunt mult mai puține care necesită internări comparativ cu valurile precedente, însă agresivitatea acestor cazuri este una majoră. Pe de altă parte, specialiștii de la Ministerul Sănătății susțin că este prea devreme să ne relaxăm. Din monitorizarea cazurilor zilnice, vedem că am atins un nivel de platou sau de stabilizare, însă doar evoluția în săptămânile următoare ne va arăta care este tendința. Dar astăzi nu putem avea careva certitudine privind evoluțiile ulterioare. De la începutul lunii ianuarie, cazurile zilnice de infectare cu COVID-19 au fost în creștere. În data de 26 ianuarie au fost confirmate cele mai multe noi infectări din acest an, mai exact 6.199 la număr. Din februarie însă se observă o ușoară tendință de scădere.